Bună seara, sunt Angela Bunța și vă invit la știri, iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Un amendament la codul de procedură penală a trecut pe furiș prin legislativ și a intrat în vigoare. Acesta le permite procurorilor să redeschidă oricând dosarele închise cândva. Anterior, Curtea Constituțională a anulat o asemenea prevedere. Igor Dodon și-a adus consilierii în Consiliul Suprem de Securitate ca să-și asigure cvorumul, asta după ce exponenții PD din Guvern și Parlament l-au boicotat la ordinul lui Vlad Plahotniuc. O femeie de 60 de ani a căzut într-o fântână și a stat acolo noapte întreagă. A fost salvată abia astăzi dimineață. Mai multe detalii în jurnal. Reformele guvernamentale alungă pensionarii din sistemul medical. Aceștia sunt trimiși să moară de foame acasă cu pensii de 1000 de lei, în condițiile în care tinerii specialiști refuză să se angajeze din cauza salariilor mizere. Problema a erupt la Ialoveni. Vă arătăm detalii imediat. Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a fost apostrofat astăzi de susținătorii PAS și PPA, da, după ce a încercat să îmbuneze femeile venite la protest, oferindu-le flori cu ocazia zilei de 8 martie. Susținătorii celor două partide au protestat în legătură cu tergiversarea de către ANRE a reducerii prețului la gaze. Aș vrea să felicit într-adevăr doamnele care participă la acest flashmob. Respect foarte mult părerea și propunerea lor. Nu le acceptă, este dreptul lor și noi apreciem, mă rog, este poziția lor. Nu am acceptat florile pentru că tot sunt din banii noștri, domnișoară. Îți vine minte de acum 2 ani de zile cu floricele, cu mângâiele. Noi așteptăm să fie reduse prețurile reale, reale la gaze. Nu, nu ne este de fapt a sărbătoare. Poate și dumnealor după salariile de 10 de mii pe care le au, le este a sărbătoare. Nu, nu le prea este a sărbătoare. Fiindcă tarifele nu ne dau voie să ne bucurăm, de fapt, de o viață decentă. Peste vreo 2 săptămâni am putea afla cu cât anume se va ieftini gazul. ANRE a inițiat astăzi dezbateri publice și sugerează că tarifele la gaze ar putea scădea cu 20%. Atât a cerut premierul. Manifestanții au cerut însă că tarifele să fie reduse cu 30%, așa cum au calculat experții independenți. ANRE trebuie să acționeze independent și nu după ordinele lui Filip și Plahotniuc. Și populația țării, 2 ani, nu trebuia să achite suprapuet. Există suspiciune foarte rezonabilă că tot acest circ se întâmplă în an electoral. Întrebarea este de ce până acum această agenție plătită cu salarii foarte bune, salarii 50-60 de mii pe lună, nu a umblat la tarife timp de 2 ani de zile. Am venit factură pentru că achităm în fiecare lună facturile tot mai mari și acum când ne amăgesc cu aceste 20%, nu e relevant. Nu este suficient după tarifele care sunt foarte mari și sunt foarte mărite, însă după leafa la Moldova sunt foarte mari. În replică, democrații spun că ANRE este o instituție independentă și că Partidul Democrat nu are nicio atribuție la formarea tarifelor. Mi-ar fi foarte straniu să văd care este posibilitatea de a influența în mod politic o structură care este independentă și apoi, ca un obicei deja, că de fiecare dată Partidul Democrat să fie venit în tot ce se întâmplă în Republica Moldova. Nu se știe deocamdată cum vor fi recalculate facturile deja achitate, facturi care au cântărit greu, mai ales în zile geroase. Deci acum noi studiam, analizăm. Deci noi acum facem calcule de bază, atât operatorul cât și ANRE-ul, referitor la aplicarea acestui tarif. Șeful ANRE a evitat să spună dacă va ține cont de sugestiile premierului Filip în ceea ce privește diminuarea tarifului la gaze. Domnul prim-ministru s-a referit la calculele Ministerului Economiei. Deci eu apreciez calculele Ministerului Economiei. Cei de la Moldova Gaz susțin că o micșorare a tarifului este posibilă, dar numai cu 11%. Tariful final la gazelor naturale, furnizate de furnizorul de gaze naturale la tarife reglementate, pentru anul 2018, constituie 4.914 lei 97 bani pentru 1.000 metri cubi, 11,4% mai mic decât cel existent. Deci veniturile reglementate au fost calculate reșind din ajustarea costurilor de bază. Iar experții în energetică susțin că tariful ar trebui diminuat cu 30%. Costul de import a gazului, 4.194 de lei, calculat. Real, noi cheltuim 3.000 de lei. Deci asta este un motiv de reducere tarifului cu 20-22%. Sunt
sumele care noi le-am achitat deja, în plus ele tot trebuie calculate, verificate și deduse din tarif, și mai sunt costurile de întreținere a rețelelor, adică cheltuielile de bază care trebuie ajustate. Tarifele la gazele naturale au ajuns și în vizorul CNA, asta după ce Maia Sandu a depus un denunț în care solicită tragerea la răspundere penală a conducerii ANRE pentru faptul că nu a ajustat la timp tarifele. Ceața a dat peste cap traficul aerian din Moldova, dar și planurile a sute de pasageri. Aceștia au rămas blocați ore în șir pe aeroportul din capitală după ce zborurile au fost amânate sau chiar anulate. Din cauza condițiilor meteo, nu a putut ateriza la timp nici avionul ministrului de externe al Ungariei, care era așteptat la Chișinău. Majoritatea pasagerilor au aflat că zborurile lor au fost amânate abia atunci când au ajuns la aeroport. Cel mai mult au avut de suferit persoanele care urmau să zboare în Turcia, România sau Federația Rusă. Nu ne-a dat nimeni nicio explicație, nimic. Am întrebat și nu ne-a dat nicio explicație. Nu știm din ce cauză, ne-a spus că adică așteptați. De cât timp așteptați? Mamă, nu știu, de la orele 9 și ceva sunt aici. Mi-au spus că din păcate s-a amânat și de acum să aștept. Dar cât timp să așteptați? Până la ora 3. În opinia mea ar fi fost binevenit să-mi trimit un SMS să nu vin aici să stau 5 ore. În condițiile climaterice nu cred că se oferă reducere, e vorba de asigurarea conexiunii, care bănuiesc că ar trebui să o facă, în rest nimic. Pentru unii pasageri, rutele au fost amânate de câteva ori, iar pentru alții, compania aeriană le-a propus să zboare în altă zi. Reprezentanții aeroportului spun că de compensarea prejudiciilor sunt responsabile companiile aeriene. Мне предложили поменять билет на завтра. Это все, что сказала авиакомпания. По крайней мере, это единственный выход. Чем рисковать в такую погоду, то это единственный рациональный вариант. Приехала в аэропорт, никто ни о чем не говорил. По прибытию в аэропорт все сказали, ничего не знаем, ждем. Поменяли время вылета. Было на 9:30, сказали на 10:30. Через некоторое время сказали 11:30, через некоторое время 12:30. Но нас накормили, дали воду и чай, и кофе. Курса Кишинел, Истанбул, Кишинел, Фасанулата. Курса, который требуя соплечи спре Букурешт, Сотень, на 9:30, вовлекала орли 14. Toată informația privind achitarea prejudiciilor către pasageri o solicitați de la companiile aeriene. Ceața a dat peste cap și planurile ministrului de externe al Ungariei, care a venit astăzi la Chișinău cu întârziere. Deși inițial conferința de presă a fost stabilită pentru ora 11:25 la sediul Ministerului de Externe, ulterior aceasta a fost amânată cu aproape 2 ore, întâlnirea având loc într-o sală de la aeroport. Deputatul democrat Sergiu Sârbu s-a enervat rău la o ședință de lucru a Comisiei Juridice. Auzi, tu, Oudri, afară, afară ieși, răspunde și neagrămă. Auzi, tu, Oudri, ce ești tu, afară. De la ce a pornit scandalul și cine l-a scos din sărite pe deputat, vă spunem în câteva minute la știri. Rămâneți cu noi. Igor Dodon spune că a găsit cum să împiedice pe democrație mai boicoteze ședințele Consiliului Suprem de Securitate. Președintele a schimbat componența Consiliului, iar astăzi ședința a avut loc chiar și fără reprezentanții Guvernului și Parlamentului. Pe agenda a fost inclus și subiectul privind furtul miliardului, iar astăzi Banca Națională a anunțat că a primit versiunea integrală a celui de-al doilea raport Kroll, pe care urmează să-l transmită oamenilor legii. Pentru a preîntâmpina boicotul din partea unor instituții care impune riscuri referitor la funcționalitatea Consiliului Suprem de Securitate, componența Consiliului Suprem de Securitate a fost modificată. Prin urmare, deși astăzi șefii Guvernului și Parlamentului, Ministrul de Interne și cel al Apărării, reprezentanții SIS, dar și președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitate au boicotat întrunirea organizată de șeful statului, ședința CSS a avut totuși loc. Anterior, prim-ministrul Pavel Filip a declarat în cadrul unei emisiuni că va merge la ședință. Serviciul de presă al Guvernului a refuzat să ne spună de ce premierul și-a schimbat decizia. Eu voi merge la Consiliul Suprem de Securitate pentru că
sunt membru al acestui consiliu și eu nu prefer să sabotez o ședință sau alta. Pentru quorum, Igor Dodon a inclus în componența CSS câțiva consilieri prezidențiali, dar și Bașcanul Autonomiei Găgăuze. Au fost discutate 5 subiecte despre care Vlad Plahotniuc spunea că nu țin de competența acestui forum. Primul vizează furtul miliardului. La această oră am fost informați că Banca Națională ieri a primit în format electronic raportul Crol 2. Raportul continuă să fie ținut în secret pe motiv că acestea ar fi condițiile acordului dintre Banca Națională și compania Crol, spune Igor Dodon, care promitea anterior că îl va face public. BNM scrie într-un comunicat că toate informațiile primite urmează a fi transmise oamenilor legii. Guvernatorul Băncii Naționale să discute cu Crol pentru că acest raport totuși să ajungă în timpul cel mai apropiat pe masa Consiliului Suprem de Securitate. S-a discutat și despre declarațiile simbolice de unire cu România semnate de mai multe localități. Șeful statului spune că vrea modificări legislația penală pentru a-i pedepsi pe unioniști. Cei care au aprobat astfel de declarații și continuă să o facă, vor fi prevederi legale penale și veți răspunde în fața legislației. De asemenea, Igor Dodon a cerut instituțiilor de drept să se autosesizeze în legătură cu Marșul Centenar, care urmează să aibă loc pe 25 martie la Chișinău. Se va adresa chiar și Organizației Națiunilor Unite și Consiliului Europei, spune președintele. Atunci când un stat vecin, la nivel de organe oficiale de stat, mă refer la unele legi aprobate de Parlament din România, întreprinde acțiuni care prezintă riscuri pentru statalitatea Republicii Moldova, eu vreau să aflu care este poziția partenerilor noștri externi. În replică, unioniștii i-au mulțumit președintelui pentru promovarea gratuită a manifestațiilor pe care le vor organiza, cerând instituțiilor responsabile să se autosesizeze în privința declarațiilor și acțiunilor șefului statului care instigă la ură interetnică. La ședința Consiliului au mai fost discutate subiecte precum strategia națională de apărare aprobată de guvern, dar și evoluția negocierilor în problema transnistreană. Ieri, democratul Vlad Plahotniuc, care nu deține vreo funcție publică în stat, a spus că a recomandat reprezentanților guvernului și ai Parlamentului să nu participe la ședința Consiliului convocată de Dodon. Și asta pentru că președintele nu ar fi expediat din timp agenda și nu ar fi coordonat data ședinței. De partea cealaltă, reprezentanții președinției spun că ordinea de zi a fost prezentată cu 2 săptămâni în urmă și că reuniunea ar fi fost deja amânată de câteva ori. De astăzi, cei care dețin pașapoarte românești vor fi informați prin SMS cu 3 luni înainte despre expirarea actelor, potrivit Ministerului de Externe de la București. În acest fel, moldovenii vor putea să-și reînnoiască pașapoartele la timp, evitând cozile și durata perfectării actelor. Da, e important pentru că i-am promis omului. De pașaport chiar uitați-mă. Anul are 12 luni. Nu aștepta vara. Documentele de călătorie pot fi făcute din timp. Dacă ați lăsat un număr de telefon valabil la depunerea ultimei cereri, atunci așteptați-vă să primiți mesaje de la Ministerul de Externe de la București. SMS-ul va anunța data expirării pașaportului cu 1 până la 3 luni înainte. Autoritatea vă va recomanda să vă programați online din timp, iar în acest fel veți reuși să evitați aglomerația din perioada concediilor de vară. Mesajele vor fi trimise de la numărul 1813 cu mențiunea pașapoarte. La fel, din martie vor primi un SMS de notificare cetățenii cărora le-a expirat pașaportul în ultimele 6 luni. Scandal la Ialoveni. Mai mulți medici pensionari au fost concediați urmare unei reforme guvernamentale. Noua agenție de sănătate publică, creată anul trecut, obligă centrele raionale să disponibilizeze specialiștii aflați la vârsta de pensionare. Pensionarii de la Centrul de Sănătate Publică din Ialoveni susțin însă că pensiile mici nu le vor ajunge pentru a putea supraviețui. Pensionarii de la Centrul de Sănătate Publică din Ialoveni sunt nemulțumiți că sunt concediați și că acest lucru se întâmplă cu mult înainte de termenul stabilit de lege. Lev Rut activează de peste 45 de ani în domeniul sănătății. Pensia de 1000 de lei și salariul de 3500 lei sunt unicile lui surse de venit. Este elaborat un ordin, numărul 180, nu de mult, care spune că trebuie să lucrăm până la 1 aprilie. Dar pe noi ne disponibilizează de astăzi. Dar deși să ne ducem noi cu o lună înainte, nu pot pricepe.
Dar noi am insistat ca să lucrăm ca toți specialiștii din toată Republica până la 31 martie, cum este finanțarea. Că nu a fost gândit de la început reforma în serviciul nostru. Cred că asta e cauza principală. Și ne-a pus într-o situație destul de dificilă. Specialiștii sunt nedumeriți pentru că noua conducere a Agenției Naționale de Sănătate Publică a hotărât să-i concedieze, deși anterior li s-a promis că personalul medical va fi cel mai puțin afectat de reformă. Dacă plec acasă, eu rămân fără sursa de existență, adică mă duc să mor acasă de foame, alte ieșiri din situații nu am. Pentru pensionari, ca să ne ducem acasă, la momentul actual este imposibil, deoarece pensiile sunt mici, în jurul la 1000 de lei și nu poți ca să existe. Potrivit noilor reglementări, toți pensionarii din centrele de sănătate publică urmează să fie concediați, indiferent dacă instituția are sau nu specialiști mai tineri care să-i înlocuiască. Anul trecut a venit un singur colaborator și gata, mai mult nu vine nimeni. La 1500 de lei, 1600 de lei nu vine nimeni, dar pe ăștia se disponibilizează. Cu mare plăcere plecăm, nu avem nicio pretenție dacă vin persoane să angajeze. Nu-s persoane, nu-s. Tatiana se numără printre studentele care au făcut stagiul de practică timp de 3 luni în această instituție medicală. Tânăra însă nu a dorit să rămână în raion din lipsa perspectivei de dezvoltare și a salariului mic. Sunt o grămadă de impedimente, corupție, sunt susținuți mai mult medicii care au cunoscuți în domeniu, care au relații de partid și nu știu ce acolo, dar nu ești apreciat pentru cunoștințe și pentru ceea ce faci. Cea mai gravă problemă care este salariile, desigur. Echipa TV8 a încercat să obțină o reacție de la medicul șef al instituției, dar aceasta s-a ascuns în unul din laboratoarele centrului, iar cabinetul ei a fost încuiat. Am încercat să discutăm cu ea la telefon, dar ne-a închis. Acest număr este ocupat. La scurt timp după plecarea echipei TV8, angajații ne-au anunțat că ar fi fost chemați în cabinetul medicului șef, unde li s-a înmânat carnetul de muncă și au fost informați că sunt obligați să părăsească clădirea. Am încercat să obținem o reacție de la Ministerul Sănătății și Agenția Națională de Sănătate Publică, dar aici responsabilii ne-au pasat de la unul la celălalt. După intrarea în vigoare a noii legi, din cei 2300 de angajați ai Serviciului de Stat de Supraveghere a Sănătății Publice, urmează să fie disponibilizați aproape jumătate. Astfel, agenția ar trebui să aibă până la finele anului 1560 de angajați în toată țara. A stat o noapte în fântână și abia spre dimineața a fost salvată o femeie de 60 de ani din Strășeni, a ajuns la spital după ce a fost scoasă dintr-o fântână adâncă de 10 metri. Salvatorii spun că au fost alertați de vecinii femeii care au auzit strigăte de ajutor. Nu se știe deocamdată cum s-a produs nenorocirea. Operațiunea de salvare a durat câteva zeci de minute. Victima era conștientă, dar a suferit hipotermie și a fost transportată la spital din localitate. Momentan se află în afara oricărui pericol. Circumstanțele incidentului urmează a fi stabilite. Replici dure la ședința de astăzi a Comisiei Juridice a Parlamentului. Deputatul Sergiu Sârbu l-a numit clovn pe președintele grupului de inițiativă pentru organizarea referendumului, după ce acesta a afirmat că democratul ar fi agramat. Sârbu a propus Comisiei să menționeze în aviz faptul că cetățenii pot iniția referendumuri consultative, nu și legislative. Acest lucru i-a nemulțumit pe reprezentanții grupului de inițiativă pentru organizarea referendumului nu mixt. În cadrul comisiei a fost discutat demersul CEC cu privire la interpretarea legislației vizând dreptul unui grup de inițiativă de a organiza referendumuri legislative. Reprezentanții grupului de inițiativă au încercat să-și expună părerea în cadrul comisiei, dar șefa acesteia a menționat că ei au dreptul doar să asiste, nu și să vorbească. Deodată am spus, dumneavoastră nu mai asistați, indiferent vă place, mie tot multe nu-mi place. La un moment dat, Gligor l-a numit pe Sârbu agramat. Această intervenție vizează interesul a 822 de persoane care au făcut un exercițiu de democrație direct. Și asta am venit astăzi aici. E domnul Sârbu care este agramat. De aici încolo, replicile acide au curs gârlă. Afară ieși, ascunde-și neagrămat. Nu, eu n-am de ce să te zic. Auzi, asta este instituția publică. Afară, agramatul ieși, afară să ieși. Comisia a invocat. Eu aveam zis că când ne-ați respectat. Sunteți bine și nu aveți aptără.
Grupul de inițiativă pentru inițierea referendumului legislativ privind anularea legii prin care s-a trecut la sistemul electoral mixt a fost constituit pe 11 februarie 2018. Acesta a depus actele la CEC pentru a fi înregistrat. Mare bătaie de cap pentru bărbați. În ajun de 8 martie, florăriile au fost luate cu asalt în goană după cea mai frumoasă floare. Tu mi dăruiești la lele, la lele, florile inimii mele. Ce flori sunt cele mai cumpărate și cât costă buchetele? Vă spunem imediat. Trei persoane au murit, iar alte două au reușit să se salveze după ce un elicopter aparținând serviciilor secrete ale Federației Ruse s-a prăbușit astăzi în Cecenia, scrie RIA Novosti. În momentul aterizării, elicopterul a atins pământul cu lamele, s-a inversat și a căzut în defileu. La fața locului au intervenit medicii și salvatorii. Accidentul a avut loc la scurt timp după ce un alt avion militar rusesc s-a prăbușit în Siria, iar 29 de pasageri și 6 membri ai echipajului aflați la bord au murit. O fetiță de 4 ani a fost la un pas de a fi bătută într-un bar din statul american Colorado. Aceasta se afla în brațele tatălui ei când niște indivizi au început să ia la pumn. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Ceva mai târziu, un martor a reușit să o smulgă pe micuță din mâinile bărbatului și să o ducă într-un loc mai sigur. Cei câțiva indivizi care l-au bătut fără milă pe tatăl fetiței sunt căutați de poliția americană. Oamenii legii speră să identifice cât mai repede cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din local. În urma loviturilor primite, bărbatul a ajuns în stare gravă la spital, fiind transportat cu un elicopter. Fetița nu a avut de suferit. La Plahotniuc se pregătește de parlamentare și vrea să pună bazele unei noi alianțe pentru integrare europeană. Așa a comentat Igor Dodon disponibilitatea liderului PDM de a susține un candidat comun al partidelor de dreapta pentru șefia primăriei. Democrații admit o coaliție de dreapta. Exponenții partidelor pro-europene resping însă orice posibilă încrengătură cu PD. Miza domnului Plahotniuc nu este alegerile locale doar. Este o încercare de a crea premize pentru restabilirea alianței pentru integrare europeană, care va fi 3, 4, 5, deja am pierdut numărul. Noi am spus foarte clar că rămânem deschiși de fiecare dată pentru a duce negocieri și de a crea o coaliție. Deja deputații sau cei care vor trece în Parlament pe liste, liderii politici și a partidelor, vor decide cum să o numească. Întrebat pe cine vede în fotoliul de primar al capitalei, Igor Dodon nu s-a grăbit să ofere un răspuns. S-a arătat însă convins că victoria va fi de partea socialiștilor. În limba rusă este vorba, paspișiși, людей насмешиш, я казав грабить, ну що ні. Ieri, Vlad Plahotniuc a spus că democrații nu vor înainta un candidat propriu la alegerile locale anticipate din Chișinău și că sunt gata să susțină propunerea partidelor de dreapta. Majoritatea au refuzat oferta, menționând că s-ar putea repeta scenariul de la prezidențiale, când, deși PDM a anunțat că o va susține pe Maia Sandu, imaginea acesteia a fost denigrată în favoarea lui Dodon la posturile de televiziune afiliate lui Plahotniuc. Deocamdată, doar liderul partidului Platforma Da și-a anunțat intenția de a se înscrie în cursa pentru șefia primăriei Chișinău. Persoanele care au fost cercetate într-un dosar închis deja pot fi din nou urmărite penal. O asemenea prevedere a intrat în vigoare în codul de procedură penală după ce a fost propusă de democrați la sfârșitul anului trecut. Experții în drept consideră că acest articol va putea fi utilizat ca o bâtă împotriva persoanelor incomode. Anterior, Curtea Constituțională a declarat în afara legii redeschiderea dosarelor penale. Potrivit acestei prevederi, persoana poate fi cercetată de două ori pentru aceeași faptă. Dacă prima dată judecătorii au achitat-o, a doua oară decizia poate fi cu totul alta. Persoana poate fi pedepsită de două ori pentru aceeași faptă, odată ce a fost deja emisă o soluție de scoatere a persoanei de sub urmărire penală sau de încetare sau de clasare, iarăși este o perioadă de timp pe aceleași fapte, poate fi reluată urmărire penală. Avocatul este de părere că acest articol ar putea fi utilizat de actuala guvernare pentru a face presiuni pe cei care îi se opun. Articolul 287 este un articol destul de comod pentru partea acuzării, atunci când dorești să faci anumite presiuni sau
Prevederea intrată deja în vigoare a trezit nedumerirea fostului președinte al Curții Constituționale, actualul ministru al Justiției, Alexandru Tănase. El a spus că ar putea solicita Curții să se expună din nou. Există o jurisprudență constantă a Curții Europene Drepturilor Omului, inclusiv și a Curții Constituționale din Republica Moldova, care stabilește că redeschiderea urmăririi penale în afara oricăror termine reprezintă în sine o problemă. O să vedem exact cum vom reacționa la ele. Nu este exclus să solicităm opinia Curții Constituționale să se expună în ce măsură aceste modificări sunt sau nu în conformitate cu jurisprudența Curții Constituționale. Deputatul democrat Igor Vremea, la propunerea căruia au fost introduse modificările la codul de procedură penală, nu a răspuns la telefon pentru a comenta schimbarea legislației. În ajun de 8 martie, înfloresc afacerile cu lalele și mimoze pe străzile capitalei. Tarabele cu flori au fost luate cu asalt astăzi. Pentru unii, prețurile sunt acceptabile, pentru alții sunt exagerate. În preajma florăriilor s-au format ambuteiaje. Anul acesta, cu ocazia zilei de 8 martie, guvernul le-a oferit bugetarilor o mini-vacanță până luni, indiferent dacă sunt femei sau bărbați. Unii s-au asigurat de astăzi cu flori pentru femeile dragi. Pentru nepoțica, bunica pune aparte și suma se face măricică. Dar pentru fete chiar merită și le-am luat cât un parfum frumos, așa ca să miroase primăvară. Undeva cu o nepoțică în jur la 2000 și ceva de lei. Normal, într-o sărbătoare importantă, e normal. De exemplu, acest bărbat a cumpărat pentru nepoțică un buchet de mimoze, iar soției urmează să-i cumpere o carte. Pandisarul îi mai găti eu, fac ceva, un parfum sau un suvenir, o carte frumoasă, că e pedagog, așa că... Cam 100-200 de lei maximum. Mă rog, suntem pensionieri și o să mă creadă, că n-am prindit încă pensia, dar o să jertfesc ultimii. E amatoare de flori și eu îi fac câte un ghiveci de flori florite. Comparativ cu alte zile, florile au fost astăzi mai scumpe. Очень, да. 20 лей один тюльпан. Как бы не каждый может себе позволить купить хорошие. Мне кажется, что вообще те, кто продает цветы, можно выходить на 8 марта на продажу, 1 сентября и последний звонок. А целый год можно потом сидеть дома, потом... Cum vă par preț? Normal. Asta e la doamna, asta mai ieftin, uleac. Și comercianții sunt mulțumiți. Unii recurg la adevărate strategii ca să atragă clienții. Ieftin, la 15 lei, la 20 de lei, depinde de floare, de care. La leu, că fiecare la leu merge la 15 lei. Nici nu le-am ridicat, așa și le-am ținele până la urmă. Pentru femei, pentru bunici, bărbații nu prea, sunt cu buzunarul gol. Ziua de azi și de mâine cred că să ne ținem de piață, de lume. 5 lei, mă rog, omul, dacă e mai mult, ce dăm, sigur, că n-a să ținem. Deși majoritatea vânzătorilor spun că au autorizație de comercializare a florilor, unii stau cu frica în sân atunci când se apropie polițiștii. N-avem acte că eu nu sunt pe moment, eu așa câteva zile numai. Am luat la zile, nu iubesc să mă contrazic, mai bine mai departe, nu vreau stresuri. Ziua Internațională a Femeii a fost instituită în 1977, printr-o rezoluție a Adunării Generale a ONU. Peste 100 de persoane au fost interogate de poliția slovacă în cadrul anchetei privind asasinarea jurnalistului Ian Cuțeac. Anunțul a fost făcut de ministrul de interne, scrie Reuters. Oamenii legii nu au oferit însă noi detalii despre anchetă, invocând un ordin al procurorului în acest sens. Poliția a spus anterior că asasinarea jurnalistului are, probabil, legătură cu activitatea sa jurnalistică. Deși săptămâna trecută au fost reținuți 7 italieni, ulterior aceștia au fost eliberați. Articolul publicat după moartea ziaristului relatat de spre presupuse legături ale mafiei cu oameni de afaceri italieni în estul Slovaciei. Președintele țării a cerut remanieri la guvern, însă premierul l-a acuzat că încearcă să speculeze politic acest asasinat pentru a obține dărâmarea guvernului. Activiștii pentru protecția animalilor acuză administrația unei grădini zoologice din Indonezia de încălcarea standardelor de îngrijire a viețuitoarelor. Asta după ce un urungutan a fost surprins fumând o țigară, scrie AFP. Clipul video a fost postat pe internet, iar la scurt timp a devenit viral pe rețelele de socializare. Domnule Părâman, ce-i
Din imaginele video se vede cum un vizitator îi aruncă urungutanului o țigară. După ce a ridicat-o de la pământ, acesta a fumat-o liniștit. Urungutanul are 22 de ani. Grădina zoologică deocamdată nu a reacționat. Presa străină scrie că anterior administrația a fost implicată în alte scandaluri privind relele tratamente ale animalelor. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Nu ratați la ora 21 știrile în rusă cu Iana Stepanenko. Dacă ați filmat imagini interesante, trimiteți-ne-le pe tv.md, iar noi le vom transforma în știre. Iar dacă vreți să ne spuneți o noutate, puteți suna la numărul de telefon afișat pe ecran. Să aveți o seară frumoasă și vă mulțumesc că ne priviți!